Stă scris la lege și la mărturie. În cartea Deuteronomul, la capitolul 32, cu versetul 4, stă scris: El este stânca. Lucrările lui sunt desăvârșite, căci toate căile lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Dus în viziune profetică până la prima venire, profetului s-a arătat că Hristos urma să sufere încercări și greutăți, simbolizate prin tratamentul suferit de piatra unghiulară din templul lui Solomon. În înțelepciunea sa nemărginită, Dumnezeu a ales piatra de temelie și a așezat-o El însuși. El a numit-o temelie puternică. Întreaga lume își poate așeza pe ea poverile și durerile și ea le suportă. În deplină siguranță toți pot clădi pe ea. Hristos este o piatră încercată. Pe cei care se încred în El nu-i va dezamăgi. El a trecut toate probele, Vinovăția lui Adam și a urmașilor lui a apăsat asupra sa, și el a ieșit mai mult decât biruitor asupra puterilor răului. El a dus poverile aruncate asupra lui de toți păcătoșii care s-au pocăit. În Hristos, inima vinovată a găsit alinare. El este temelia sigură. Toți cei care se bazează pe el pot avea de plină siguranță. În profeția lui Isaia se spune despre Hristos că este atât o temelie sigură cât și o piatră de potignire. Apostolul Petru, scriind sub inspirația Duhului Sfânt, arată limpede pentru cine este Hristos o piatră de temelie și pentru cine este o piatră de potignire. Citez. Ați gustat, în adevăr, că bun este Domnul. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptura, Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă. Și cine se încrede în el, nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Pentru cei care cred în el, Hristos este temelia sigură. Aceștia sunt cei care cad pe stâncă și se zdrobesc.